Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor. Aș vrea să încep direct să trec la treabă ca să nu mă apuce emoțiile și aș vrea la următorul îndemn să vorbesc despre îndreptățire personală și de ce cred eu că îndreptățirea este un inamic puternic împotriva pietății fiecăruia dintre noi. Și când mă refer la pietate, spun dragostea, respectul sau evlavia care o purtăm fiecare pentru ceilalți și față de Dumnezeu. Și când spun îndreptățire, mă refer la acțiunea care aduce justificarea unui comportament sau unui gând. Și ca să înțelegem mai bine ce este îndreptățirea și despre ce îndreptățire vreau să vorbesc eu, să ne uităm la Filipeni, capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 5. Și versetul 3 spune așa: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Aici este definiția îndreptățirii despre care vreau să vorbesc eu. Și aici ni se dă și cum să învingem îndreptățirea aceasta. Și eu consider din experiența pe care am avut-o că fiecare dintre noi ne îndreptățim cumva prin gândurile noastre. Și aici ni se dă cheia cum să învingem această îndreptățire și se întâmplă aproape zilnic la unii dintre noi. Mai departe întărește această definiție și spune așa: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui și la foloasele altora. Și apoi ne dă și un exemplu cine a reușit să facă lucrul acesta și spune despre, în versetul 5 spune așa: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Primul care a observat îndreptățirea a fost Iisus Hristos. Când vorbea despre învățătorul legii, că a întrebat cine este aproapele meu, el a încercat să se îndreptățească. Și atunci știm pilda samariteanului și rezultatele sale. Apoi aș vrea să punctez niște riscuri ale îndreptățirii. Primul risc al îndreptățirii este că îndreptățirea nu lucrează în dragoste, este exact opusul. Apoi, al doilea risc este că ne face nefolositori față de ceilalți și neroditori în faptele Duhului. Și faptele Duhului le cunoaște care sunt. Este răbdarea, blândețea, pacea, liniștea, mila, bunătatea. Dacă noi ne îndreptățim față de ceilalți și eul nostru devine mai puternic decât voi, tu, ei, el, automat nu mai putem să fim roditori față de ceilalți. S-ar putea ca o persoană să aibă nevoie de pacea noastră, de rodul păcii pe care l-am dezvoltat în noi, și noi dacă ne îndreptățim într-un fel sau altul, nu mai putem să fim roditori față de ceilalți. Spre exemplu, să luăm un exemplu clasic, o căsătorie. Un bărbat care vrea să se căsătorească, vorbesc din perspectiva unui bărbat pentru că sunt bărbat, și să zicem că bărbatul se îndreptățește în felul următor și spune: eu mă voi căsători ca să aibă cine să facă mie de mâncare, să-mi spele hainele, pentru că de ce nu degeaba avem mâinile, nu? Îndreptățirea aceasta nu mai lucrează în dragoste, pentru că nu a luat în calcul că persoana respectivă în căsătorie aduce caracterul său, aduce problemele sale și în felul acesta nu mai putem să avem dragoste. Ne căsătorim din beneficii, aș putea spune. Este un gând al îndreptățirii pe care trebuie să-l trecem prin filtrul gândirii biblic. Apoi, am vorbit despre rodurile înțelepciunii. Un exemplu ar fi într-o neînțelegere dintre două persoane, într-o discuție mai aprinsă. Să zicem că persoana numărul 1 are dreptate și persoana numărul 2 nu are dreptate. Dar persoana numărul 2, ca să ajungă la concluzia că persoana numărul 1 are dreptate, are nevoie de ca persoana numărul 1 să dea roadele Duhului, cum ar fi roada blândeței sau roada păcii. Și dacă eu nu am aceste roduri în mine, dacă mă îndreptățesc, dacă ambele persoane se îndreptățesc, nu mai putem să fim folositori pentru ceilalți, într-o neînțelegere sau altceva. Și ar vrea să ne rugăm pentru să ne dea Dumnezeu înțelepciune și lumină, ca să putem să vedem când ne vin gânduri de îndreptățire, ca să putem să fim folositori pentru ceilalți. Să trecem la rugăciune. Mulțumesc pentru ascultare. Amin. Scuzați pentru emoții.